reprezentanții sindicatelor din cadrul Casei Județene de Pensii Prahova și cei ai Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Prahova solicită sume egale cu cele ale angajaților din alte instituții, precum ANAF, Sănătate ori APIA, asta pentru că în prezent există diferențe foarte mari. Solicităm o evaluare justă a salariilor noastre, un tratament echitabil, condiții de muncă corespunzătoare volumului nostru de muncă. Angajații celor două instituții spun că au evitat să facă astfel de forme de protest, însă explică faptul că sunt ignorați de către guvernanți, deși au demarat protestul încă de acum aproape o săptămână. Până acum ne-am gândit în primul rând la beneficiarii noștri. AJPIS gestionează toate prestațiile sociale. Dar în momentul în care noi nu mai avem cum să ne plătim ratele, nu mai avem cum să avem grijă de copiii noștri, am ajuns cu cuțitul la os. Plus că există o problemă și cu programul informatic, cu faptul că există posibilitatea de reorganizare și noi nu știm cum se va face această reorganizare. Pe lista doleanțelor se înscriu și cerințe precum plata orelor suplimentare ori stabilitatea locurilor de muncă. Așteptăm să fim chemați la negocieri și să fim consultați în ceea ce privește aceste lucruri. Noi, mâine, chiar dacă nu sunt toți colegii mei în sindicat, în proporție de 99%, noi vom declanșa conflictul de muncă. Să nu numai liderul de sindicat, ci și reprezentantul salariaților, astfel că între 8 și 10 mâine declanșăm greva de avertisment cu întreruperea totală a activității. Nu am dorit să intrăm în grevă, am vrut să se rezolve totul amiabil, dar într-un fel am fost puțin forțați. Greva de avertisment de miercuri este un manifest anunțat încă de săptămâna trecută de către Sindicatul Național al Salariaților din instituțiile Ministerului Muncii.